Surpriza zilei vine dintr-un clasament întocmit de britanicii de la o companie de asigurări. Au decis să facă lista cu cele mai ofertante 100 de orașe din lume din punct de vedere culinar. Și surpriză, un singur oraș din România este în primele 10 poziții. Și nu este Bucureștiul, nici Clujul, nici Iașul, este Galațiul. Landlords, compania britanică ce a făcut clasamentul, l-a alcătuit în funcție de calitatea, diversitatea și accesibilitatea ofertei gastronomice, mai exact pe baza numărului restaurantelor pe cap de locuitor, prețul mediu al unui meniu, dar și proporția restaurantelor vegane. Sorin Drăgan este proprietarul a 2 restaurante din Galați. Nu i-a fost niciodată rușine cu oferta lui, dar locul 6 în clasamentul britanicilor îi se pare absolut senzațional. Ne simțim oarecum răsplătiți de acest top. Ce vă putem spune? Sunt foarte mulți oameni care nu cred despre acest top, cred că a fost o glumă. Dar vă așteptăm în Galați să vedeți dacă totul este adevărat. Și sunt sigur că veți rămâne plăcut surprinși și de restaurante, și de Dunăre, și de priveliște. Dacă se laudă cu ceva anume orașul Galați, în primul și în primul rând este vorba de produsele pescărești. Fiind un oraș la Dunăre, ne lăudăm cu unul dintre cele mai mari restaurante din România. Se numește Blue Aqua, cu o tradiție din anii 70. Galați are 57 de restaurante la peste 300.000 de locuitori, dintre care 11 cu oferte vegane. De ceva timp, chiar și în orașul Galați, a devenit o tradiție luatul cinei și prânzului în oraș. Probabil și datorită serviciilor bune pe care le oferim clienților noștri.